Nu vezi doar noroștii bine. Sunt umblu, dar cu tipe fine. Salut tuturor, eu sunt Dima și bine v-am găsit în studioul nostru. Sunt aici cu... În studioul nostru. În studioul tău, pardon. Deci sunt atât de familiarizat studio cu Madman. Studioul... Bine ați venit în studioul Madman. Da, suntem în studioul Madman Production. Suntem aici cu Gabi Băgu. Vă pup. Gabi Băgu, pentru cine nu știe, este artist, scriitor, compozitor. Ce mai știi să faci, Gabi? Ești un artist complet. Actor câteodată. Actor câteodată, deci... Gabi, comediant. Aș putea spune, adăuga. Da, tu faci și stand-up în timpul ăsta. A fost live more. Da. Deci Gabi a venit cu o propunere la mine să-mi facă o piesă de 30 de secunde pentru intro, să o bag pe toate vlogurile. Dar ești de acord că dacă lumea va fi nebunită cu această piesă, o vă face complet în viitor? Asta urma să spun. Perfect. Asta urma să spun, vă jur. Deci fix la asta mă gândeam, pentru că cea mai bună soluție de a decide dacă e... Da, deci vrem să vedem reacțiile voastre și exact. Apoi poate facem dată piesa. That's the way. It is what it is. Bine, deci de unde începem? Ce trebuie să facem? Am pregătit așa. Da, mi-ai pregătit ceva? O mică chestie pentru un beat sau o linie melodică? Am pregătit niște mici chestii. M-au ajutat frații mei de la Madman, Johnny, da. Johnny Madis și Fed. Mulțumim, Johnny și Fed, că ne-ați ajutat. Vă pupăm și o să vezi. Nu vreau să vă zic multe pentru că vreau să auziți și vreau să-i văd reacția lui ăsta pentru că nu știe absolut nimic. Da, n-am ascultat. Și vreau să-i vedeți voi reacția prima. Bun. Pe cameră. Prima. Hai să începem! Let's get it! Ia vedeți aici cum arată studioul. Deja mă simt artist aici. Ăsta e al patrulea vlog pe care îl fac astăzi și sunt mor de somn, e ora 12 noaptea. Dar simt că o să iasă ceva tare, mă simt norocos astăzi, nu Gabi? O să iasă ceva bombă, eu n-am nici cel mai mic dubiu. O să vedeți, o să fie nebunie, o să fie nebunie. Bă, ce e, ce mă zici că sunt la NASA, ești nebun? Așa e la mine când editez vloguri. Deci eu nu o să vă dau prea multe detalii de aici din studio, pentru că veți vedea tot vlogul la Gabi, tot procesul prin care noi am făcut piesa, mă rog, piesa intro de 30 de secunde, care va fi o piesă întreagă, nu? Dacă are succes pe vlog. Da, ce sunt astea? Opa! Dat așa un sneak peek! Stai, vreau să o aud totodată! O mică chestie, așa. Uite, îți mai dau ceva. Mai așa cu țărita azi. Puuu, deja îmi place, ești bun. Hai să ne apucăm de treabă. Asta-mi place rău, foarte. Trebuie să găsim ceva forță să cântăm pe aia. Și după? Păi atâta intro. După o să fie cam... Scrieți în comentarii dacă vreți să continuăm chestia asta. Yeah. Că ăsta o să fie intro și pe partea asta, gen, mă gândeam să dai ad-libul, gen, de alea nebune. Da, știi, da, da. Ia, ei, ce vrei tu, gen? Ce îți vrea ție sufletul, ia. Ma. Ia. Și aici se intre, gen, partea aia de, da, de versuri. Și ceva ce te caracterizează pe tine și eu zic că ar fi să vorbim de fete. Că pe tine te caută multe fete. Aia, vrei direct așa cu fete? Pretty boy. Mamă, hai să facem niște versuri. Unde-mi telefon? Eu vreau să mai ascultă. Mamă, dar e hard așa, e de dat hard pe... Da, e destul de hard. Nu e de lălăit. Da, deci noi am luat pauză, că am muncit prea mult. Mamă, ia vedeți aici. Ce zici, Gabi, iese piesa? Iese, frate. Bă, chiar am muncit mult, sincer. V-am zis, nu aveți toate detaliile la mine pe vlog, dar o să vedeți și la Gabi pe canal tot ce ne-a închinit pe aici. Pizza. Da, dar și Cristi aici care ne primează. Da, hai să mâncăm. Ne întoarcem la treabă după aia. Una m-a sunat de seară, alta sună dimineața. Una doarme lângă mine,
alt talent e ma gata. Mă, îmi pare rău că îi tot enervez pe băieții ăștia, dar am tras primele versuri și nu mi-au plăcut versurile, mi-a plăcut doar beat-ul și linia melodică. Bă, le-am dat de muncă, stând aici de o grămadă de timp. Uitați-vă ce supărat e Gabi pe mine. Bă, nu mai fi supărat. Refac eu versurile sau le face Boyu Fed și ieșim noi la capăt cu asta. Știi doar, facem bani la înălțime. Bă, îmi place! Ca urec, ce fac, fac din pasiune. Știi doar, facem bani la înălțime. Bun! Pe net, nu vezi doar un roșu, știi bine. Bro, și nici nu ți-am corectat-o, gen, și bine. Bă, e gen bun. Pe... Știi doar, facem bani la înălțime. Ai cu ce lucra? Da, am. Face bani. Știi doar, facem bani la înălțime. Bă, îmi place! Știi doar, facem bani la... Facem pe, știi doar, facem bani la înălțime. Aia zi. Îmi place, c***. Gata. Așa. Pardon, scuzați din bază, sunt foarte bucurosul. Ca urec, ce fac, fac din pasiune. Știi doar, facem bani la înălțime. Bun. Hai, te-am salvat. M-ai salvat. Deci dacă Gabi reușește să... Bă, și nu prea am făcut mare. Să fie blană. Nu prea am făcut mare lucru. Perfect. Pe net, nu e doar un lor, știi bine. Exact. Bine, doar un lor, știi bine. Așa, așa, așa. Așa, boy. Aia zic, haide. Yeah, boy. Bă, să știți, eu nu sunt as în toate chestiile astea, gen. Cu produsul, știi, da. Eu nu am oricum, treabă sau chestiile astea. Oricum, tot e o caterincă doar... care poate în viitor o să fie ceva tare. Desi. Noi ne distrăm, voi vă distrați. Nu uitați să lăsați acolo un like, foarte tare experiența. Mai venim dacă lăsați multe like-uri și lăsați acolo păreri. Ca urec, ce fac, fac din pasiune. Știi doar, facem bani la înălțime. Pe net, nu vezi doar un roșu bine. Sunt un umblu, dar cu tipe fine. Dă pe partea asta, adliburi. Ya 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 ya. Gabi Beats. Ce nebun. Se aude bine rău. Gabi Beats. Laure, ce fac, fac din pasiune. Dacă să mai dau voce pe chestia asta, gen, pe rog. Eee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 e
facem trupul. Da. 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 Ce fac fac din pasiune. Știi doar, facem bala în mulțime. Bine, nu vezi doar un roșu bine. Sunt un brutar cu tipe fine. Cam asta a fost și experiența de la studio. Acum, după ce am editat vlogul, îmi place foarte mult și ce a ieșit gen intro 130 secunde și toată experiența. Deci intrați la Gabi să vezi tot procesul cu primele versuri și tot, că a fost o întreagă nebunie. Și nu uitați că Gabi a scos o piesă foarte, foarte mișto. Aveți linkul în descriere și o să-i pun și un coment cu pin, să vedeți acolo artist adevărat. Eu, bine a fost și Teo, dacă n-ați văzut, și el a făcut o mini piesă din asta. Noi am fost la Caterinca, am fost pentru experiență. Nu ne-am transformat în trepări, ca să știți, dar v-am zis, dacă comentați foarte mult să facem o piesă întreagă, să vedem ce iese. Comentați că poate o facem, cine știe. Deci nu uitați, follow mie și lui Gabi, că ne-a ajutat cu această super experiență. Și până data viitoare, v-am pupat, pa!
fac, fac din pasiune.